Această rețetă noi o cunoaștem încă din copilărie, fiindcă o găteau bunicile noastre, mamele noastre, iar acum și noi cu siguranță pregătim copilașilor noștri. Și eu, apropo, odată v-am arătat o modalitate a acestei rețete, iar astăzi vreau să vă arăt o altă modalitate care este la fel de interesantă, foarte gustoasă, deosebită și sănătoasă. Vă salut cu mare drag, eu sunt Ina Chișlaru și bun venit pe canalul meu Fitness Mama. Astăzi este vorba despre brânzoaice cu spanac și morcov. Vom avea nevoie de brânză, maxim 4% grăsime, spanac, morcov, miere de albini, făină de orez și ouă. Cu ce începem? În primul rând, dăm prin răzătoare morcovul. Apoi amestecăm într-un bol brânza, ouăle și morcovul. După care adăugăm spanacul, eu nu l-am tăiat, ci l-am rupt. Apoi făina din orez și amestecăm. Deasupra turnăm mierea și iarăși amestecăm. Apoi formăm brânzoaicele. Eu le-am presărat cu făină din orez, astfel încât să-și mențină forma. După care punem pe tavă și la cuptor. Eu, ca de obicei, nu am răbdare și vreau să gust ceea ce am pregătit, dar mai întâi să vă arăt cum arată ele în interior. Ia uitați-vă! Eu sunt sigură că o să le placă și copilașilor, dar și tuturor membrilor familiei. Într-adevăr, sunt gustoase. Fetelor, încercați această rețetă? Ele sunt dulcii, v-am zis copiilor, cu siguranță o să le placă. Și lăsați-mi în comentarii cum v-a părut această rețetă, cum au reacționat copilașii. Vă cuprind și pe curând!